Avem informații de ultimă oră din discuțiile politice în acest moment, doamnelor și domnilor. Au fost discuții și s-a negociat, atenție, un plan, un pact între PSD și PNL. Negociatorul secret a fost europarlamentarul Mihai Tudose, spun surse politice. Spuneam un pact pentru ca PSD și PNL să nu se mai atace. A avut discuții Mihai Tudose cu lideri importanți ai Partidului Național Liberal, cu Rareș Bogdan, de asemenea cu secretarul general Lucian Bode. Asta și în contextul în care mâine are loc ședința decisivă a coaliției cu privire la alegeri. Când vom merge la vot? Care vor fi planurile politice? Merg împreună, merg separat, se înțeleg liderii politici, o să vedem. Este extrem de interesant însă că înainte de discuția din coaliție, Marcel Ciolacu cu Nicolae Ciucă, o întâlnire față în față între premierul Marcel Ciolacu și președintele Klaus Iohannis. O să vedem imediat care este mesajul, însă cu ultimele informații din aceste discuții ni se alătură colega mea, Xenia Croitoru. Bună ziua, Xenia, așadar negocieri și discuții secrete la sediul PNL, negociatorul Mihai Tudose acolo pentru a vorbi despre un pact. Despre ce e vorba? Bun găsit tuturor! Nu este prima dată când un social-democrat merge în această perioadă la sediul PSD. Spun surse politice că a mai fost inclusiv Paul Stănescu în urmă cu câteva săptămâni la sediul social-democraților, însă ieri, spun surse politice, europarlamentarul Mihai Tudose a fost prezent la sediul PNL din Modrogan, acolo unde a discutat cu Rareș Bogdan, dar și cu Lucian Bode, secretarul general al Partidului Național Liberal. Atenție despre liniile roșii pentru varianta de candidați comuni la europarlamentare, pentru că Berta se ia în calcul o astfel de variantă și, atenție, vor liberalii și socialdemocrații să meargă împreună pe liste comune la aceste alegeri, la alegerile europarlamentare. Însă nu s-a decis dacă va fi un sistem de candidați fermoar, în sensul în care socialdemocrații să deschidă lista și apoi să existe un candidat al PNL și un candidat al PSD și tot așa până se va completa lista. Însă surse politice susțin că există în acest moment următoarele linii roșii. Odată varianta în care Mihai Tudose, atenție, să nu mai fie cel care deschide lista, pentru că se ia în calcul un independent, un independent pe care partidele îl caută în aceste momente. Aceasta ar fi una dintre liniile roșii. O altă variantă face referire la cum vor arăta discuțiile privind mandatele, pentru că se ia în calcul, atenție, ca PNL și PSD să câștige împreună 17 mandate de europarlamentar și la redistribuire, cu tot cu redistribuire, să ajungă undeva la 20, maximum 20 de mandate de europarlamentari. Sunt discuții în aceste momente pe aceste subiecte. Mâine este o ședință a Coaliției de Guvernare unde vor discuta inclusiv despre această variantă, vor discuta despre candidați comuni pentru alegerile locale, pentru marile orașe, pentru că nu vor avea candidați comuni peste tot în orașe, în localități, vor avea în anumite orașe, în anumite localități. Mâine, spun surse politice, ar urma să se parafeze varianta comasării alegerilor europarlamentare cu alegerile locale și să aflăm, poate, în declarații comune, care este planul oficial pe care îl au liderii coaliției. Asta și în contextul în care, să nu uităm, mâine este și ședința CSAT și liderii coaliției se vor întâlni inclusiv cu președintele Klaus Iohannis. Important mâine în această chestiune este că doar premierul Marcel Ciolacu și președintele Klaus Iohannis vor fi față în față înainte de discuția din coaliție. Extrem de important de văzut dacă președintele îi va transmite un mesaj premierului și în legătură cu acest subiect al alegerilor. Ni se alătură, îți mulțumesc foarte mult, Xenia, pentru informații. Ni se alătură la această oră Marilen Pirtea, lider al Partidului Național Liberal. Bună ziua! Și română! De asemenea, din partea Partidului Social Democrat, senatorul Bogdan Matei. Bună ziua, domnule Matei! Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Negociatorul de data aceasta este Mihai Tudose, înțelegem, domnule Matei, niște condiții, un pact ca PSD să nu mai atace PNL și invers. Să vă țineți de cuvânt și poate cine știe găsi și independentul, domnule Matei, să vă crede? Eu sunt convins că ne vom ține de cuvânt. Acum, sigur că depinde foarte mult de fiecare membru în parte. Vorbim totuși de două partide foarte mari în care este probabil să mai apară și anumite sincope, însă la modul general privind această situație, eu cred că este un semnal puternic pe care ar trebui să-l dăm nu numai noi politicienii din cele două partide politice, ci întreg spectrul politic aflat astăzi nu numai în Parlamentul României pentru a avea discuții constructive și aplicate pe ceea ce ne dorim. Însă strict pe cele două partide, eu cred că este un pas uriaș în față
și sunt convins că ne vom ține de cuvânt, așa cum spune și dumneavoastră, astfel încât toți cei care ne privesc să poată să și înțeleagă ceva, nu numai certuri și scandal. Mâine o ședință extrem de importantă. Înțelegem de asemenea pe surse că ar trebui ca mâine realmente să aflăm până la urmă decizia pe comasare. Fiecare cu candidatul lui la prezidențiale pare că au renunțat cei din PSD, domnule Pirtea, la această condiție, așa cum o numeau cei mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal, de a susține un candidat al PSD la prezidențiale. Și iată și această întâlnire, dacă vreți, Marcel Ciolacu cu președintele Klaus Iohannis, exact înainte de ședința coaliției. Vreun mesaj așteptați sau așteaptă poate să îi fie transmis și premierului? Eu știu că mâine este o zi importantă, o zi în care vor fi discuții oficiale în cadrul coaliției pentru comasarea alegerilor. Comasarea alegerilor, prin rațiunile pe care le-am spus de atât timp, pentru a participa cât mai mulți români la vot, pentru a reduce numărul de drumuri spre secțiile de votare de la 5 la 3 și până la urmă nu discutăm despre funcții. Într-adevăr, era o linie roșie a Partidului Național Liberal, dar probabil și a PSD-ului de a avea candidat unic la prezidențiale, dar acest lucru vom vedea ce se va întâmpla în coaliție, în ședința de mâine. Și cred că până mâine toate lucrurile sunt doar speculații și mâine vom avea un rezultat final. Domnule Matei, un mesaj așteptați din partea președintelui Klaus Iohannis apropo de această întâlnire la CSAT? Doar premierul și Klaus Iohannis vor fi acolo. Nicolae Ciucă, ulterior și la ședința coaliției. Da, eu cred că cel mai important mesaj pe care ar putea să-l dea președintele României este acela al stabilității și mai mult de atât un mesaj în care să avem o continuitate a proiectului pe care l-am stabilit între cele două partide, PSD și PNL, și după 2024 când se vor încheia aceste alegeri. Cred că acesta este cel mai important mesaj, pentru că România a înregistrat un progres pe toate domeniile în ceea ce înseamnă această guvernare între cele două partide. Credeți că ar fi de acord de Klaus Iohannis să-l lase în funcție de președinte, în locul domniei sale la Cotroceni, pe Marcel Ciolacu? Nu știu dacă depinde foarte mult de ceea ce își dorește președintele României. Cred că să arate măcar o susținere, cine știe. Cu toții știm că cei care vor da președintele sunt doar românii prin votul lor, așadar Partidul Social-Democrat va avea propriul candidat și ne dorim foarte mult să câștigăm aceste alegeri prezidențiale și să avem un președinte de stânga după foarte, foarte mulți. Sunt multe discuții și negocieri în timpul ăsta și cei din opoziție nu stau degeaba. Domnule Pirtea, domnule Matei, ni se alătură la această oră și deputatul Cristian Seidler din partea USR. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Seidler, nu știu dacă i-ați auzit pe cei doi lideri ai coaliției. Nu e vorba nici despre funcții, nici despre putere, dar totuși se negociază de foarte mult timp. Dumneavoastră înțeleg că mergeți până la Comisia de la Veneția cu plângerile. Categoric. Noi am cerut deja sesizarea Comisiei de la Veneția, dar până atunci constat că domnul premierul și președintele PSD ia lumină referitor la alegeri de la domnul Klaus Iohannis, cu care am înțeles că mai alaltă încă erau dușmani politici. În orice caz, nu e sigur încă dacă se vor organiza sau nu alegeri comasate, dar e sigur că cele două partide s-au comasat, de fapt, între ele. Asta este ceea ce trebuie să înțeleagă românii. Și, într-adevăr, această coaliție are rezultate neașteptate și creșteri semnificative. Cea mai mare creștere semnificativă și neașteptată, nedorită, de fapt, este cea a inflației, a doua cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Asta simt tot românii. De ce nu sunteți de acord cu comasarea, domnule Seidler? De ce atacați și la Curtea Constituțională și la Comisia de la Veneția? Pentru că singura discuție legitimă referitoare la alegeri ar fi aceea neîncheiată și cu care aparent toată lumea ar fi de acord, dar de care toată lumea fuge precum dracul de tămâie, este aceea a alegerilor locale în două tururi, ceea ce ar aduce mai multă democrație. De fapt, aceste comasări sunt fuga de electorat. Întâlniri mai puține între de la putere și electorat, pentru că le este teamă de electorat. Știu și ei, așa, în fața oglinzii și uitându-se unii în ochii altora, ce au realizat, respectiv ce nu au realizat pentru români în acești doi ani. Bun, urmărim discuțiile, urmărim și evident concluziile. Mulțumesc tuturor pentru prezență.